Bună seara și bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal Electoral. Vă spune Bogdan Enache. Invitat în această seară este președintele Partidului România Mare, domnul senator Corneliu Vadim Tudor. Bună seara și bine ați venit, domnule președinte. Bună seara, bine v-am găsit. O întrebare și v-aș dori să puneți accentul pe caracterul personal al întrebării. Cum găsiți România după 14 ani? România în lui 2004. După 15 ani. După 15. Pentru că în decembrie se împlinesc 15 ani. O găsesc mai săracă, iată, cu 300 de miliarde de dolari. Iar această cifră este rodul calculurilor pe care le-au făcut specialiștii PRM și avem foarte buni specialiști. Conducem numai puțin de 9 comisii permanente ale Parlamentului, printre care și Comisia de Cercetare a Abuzurilor și Comisia de Privatizare din Senat și așa mai departe. Acești specialiști au făcut acest calcul. România este dată înapoi cu 300 de miliarde de dolari, în sensul că 200 de miliarde de dolari înseamnă distrugerea fondurilor fixe, patrimoniul național, uzine, platforme muncitorești, întreprinderi, ferme agricole, aceste instalații de irigații, jaful propriu-zis, iar 100 de miliarde de dolari sunt reprezentate de nefuncționarea procesului de producție. România aproape nu mai produce nimic. Regimul Iliescu Năstase se laudă cu nerușinare că ar registra un rit de creștere amețitor, parcă suntem la zidul morții, așa de tare ne învârtim și progresăm. Se vorbește de 5,7%, la anul vor fi peste 8%, dar ritmul ăsta de creștere nu se regăsește deloc în nivelul de trai al românilor. Așa zisa creștere economică, de fapt, înseamnă banii pe care îi trimit amăriții de români forțați să se ducă să muncească în condiții umilitoare unde a înțărcat mutul iapa și, de asemenea, mai provin bani din exporturi primitive, le-a zice, nu primare, și anume fierul vechi, distrugerea întreprinderilor, a căilor ferate, a vagoanelor, dar și cheresteaua. Atila Bereștoi, căpetenia UDMR, a ajuns la peste 40 de miliarde de dolari în timp scurt, chelind, tunzând la chelie munții și dealurile Transilvaniei. Asta este marea rușine. Din punct de vedere moral, România este într-o psihoză socială gravă, populația este din ce în ce mai întărătată și eu apreciez că nici o strategie euroatlantică pentru această zonă a Europei, cel puțin în ceea ce privește România, nu va prinde viață cu o populație în genunchi, în zdrențe și umilită. Adică populația reacționează cu furie la toate promisiunile care se fac, întrucât vede bine că țara este într-o direcție greșită și a încăput pe mâna mai multor feluri de mafii, care cum a pus mâna pe un domeniu economic, pe o instituție, pe un spital, pe o altă unitate, a transformat-o în structură de tip mafiot. Iar populația, milioanele de cetățeni ai României nu mai au nicio instanță morală, legală, juridică la care să apeleze. Dumneavoastră intrați în contact foarte des cu românii, cu români simpli. Care este starea lor de spirit? Dincolo, dacă doriți, de aspectul politic. Fiindcă ați văzut, românii, din nefericire, nu prea mai sunt interesați într-un procent semnificativ de politică. Din nefericire spun acest lucru. Starea de spirit, repet, este proastă și cei care ne privesc acum o știu mai bine decât mine. Dacă cineva este fericit cu adevărat în județul Prahova, în afară de câteva sute de mafioți pe care voi le știți mai bine, asta este treaba lor, dar ziua scadenței va sosi și odată și odată se va aplica legea în țara asta. Mă întreabă unii și alții cum voi lichida mafia în 48 de ore. Și eu le-am spus să nu se ia după cifra propriu-zisă, că nu vor fi 48 de ore, că vor fi 24 de ore,
că vor fi 88 de ore. Contează principiul, contează direcția, contează voința politică de a se termina odată cu bacșișul balcanic și cu jaful de tip fanariot. Legea, în primul rând, legea fundamentală a țării, Constituția, îmi permite și mă și obligă, în calitatea de președinte, să rezolv problemele statului român, să redau funcționalitatea instituțiilor statului român. În cele 22 de articole care se referă la prerogativele, dar și la îndatoririle președintelui României, sunt foarte multe prevederi care îl obligă pe acesta să asigure ceea ce la articolul 47 se numește un trai decent pentru populație. Starea de spirit este, încă există speranță, uite, chiar acum vin de la o mare adunare populară din centrul Ploieștilor și un copil de vreo 10 ani mi-a dăruit această frumoasă icoană a Fecioarei Maria cu pruncul. Ea este și mama și fica fiului său, dacă pot să fac o metaforă, pentru că e născătoare de Dumnezeu. Iată ce magnifică sarcină mesianică a avut ea, dar este și fica celui care a fost ales de Dumnezeu, de Tatăl Ceresc, să fie unicul său fiu. Îi mulțumesc acelui copil, nu știu cum îl cheamă, marile gesturi sunt simple și de cele mai multe ori anonime. Voi păstra în biroul meu de lucru această iconiță. Un alt exemplu al stării de spirit, foarte proaspăt. Am deschis scrisoarea aici de față cu dumneavoastră cu 2 minute înainte de a începe emisiunea. O doamnă, Virginia Pârvu, îmi scrie chiar acum și mi-a mânat în sala unde a fost meetingul această scrisoare. Are 2 copii, nu are ce mânca și mă ajută să îi găsim un loc de muncă undeva, ar munci orice. Este alături aici în clădirea studioului dumneavoastră, postului dumneavoastră de televiziune, senatorul dr. Constantin Găucan, și o să rog să-i găsim o soluție acestei femei. Lumea este disperată, starea de spirit este la pământ. Ca istoric și ca sociolog caut înapoi în timp o altă perioadă din existența poporului român care să fie cât de cât echivalentă cu ce se întâmplă acum și vă asigur că nu găsesc. De pildă, în secolul 20 au fost 2 momente dramatice. 1917, când aveam țara sfârtecată și guvernul și casa regală în frunte cu regele Ferdinand cel Loial și tot ce avea țara mai valoros se rătrăseseră în Iași, mai ales pe faimoasa stradă Lăpușneanu, acolo era și primul ministru în exercițiu, Ionel Ice Brătianu. A fost și explozia unui tren cu explozibil, ceva de genul ăsta, în gara Ciurea din Iași și au murit 700 de oameni atunci. Era și tifos exantematic peste țară. Eram la pământ. Și un alt moment a fost anul 1940, când de asemenea țara era aproape pe jumătate rășluită, eram îngenunchiați și cu toate acestea Dumnezeu și-a întors fața către noi și ne-a ajutat și încet, încet ne-am revenit. Acum nu avem țara sfâșiată, mă rog, dacă facem abstracție, deși nu putem să facem niciodată abstracție de faptul că sunt teritorii care încă n-au revenit la patria mamă și încă pactul Hitler-Stalin Ribbentrop-Molotov de la 23 august 1939 mai funcționează, pentru că Basarabia și Bucovina de Nord sunt la alte puteri. Deci dacă nu luăm în considerație acest aspect și ne gândim numai la ce se întâmplă la nivelul social, economic și la ceea ce numiți dumneavoastră starea de spirit, de fapt psihoza gravă a populației României, acum este mai rău decât în acele 2 momente dramatice pomenite anterior. Acum este un moment tragic al istoriei naționale, pentru că suntem și împiedicați să facem ordine în țară, suntem și împiedicați să readucem pe linia de plutire această țară. Cine ne împiedică?
foarte multe forțe malefice care, cu aparența că ne ajută, de fapt ne iau tot ce avem mai bun în țara asta. Uitați-vă unde se duce petrolul românesc, mafie internă și mafie externă. Aveți situația de aici, din Prahova. Eu mă duc în județele țării de regulă bine documentat, știu despre ce se întâmplă, am pomenit la miticul electoral de rafineria Teleagen. A fost preluată de Lukoil, am înțeles că în anul 2000, pe când era șef la SPP țărănistul Radu Sârbu, care n-a pățit nimic între timp, toți sunt plimbați prin cușca televizoarelor, infractori de serviciu, dar după aia nu pățesc nimic, pentru că de fapt ei se neutralizează unii pe alții, se iau la mână. Ei trec dintr-un regim în altul cu aceeași ușurință cu care un copil la școală în recreație trece de pe un picior pe altul. Nimeni nu pățește nimic. Au devalizat. Înțelegere între ei? Da, bineînțeles. Mafia n-are culoare. Și doar PRM-ul a rămas în afară acestei înțelegeri? Noi am fost tot timpul în afară pentru că am refuzat să participăm la guvernare. Noi am avut în 1995 3 secretari de stat și un prefect și când am văzut ce aranjamente sunt, când am văzut că propunerile noastre nu se regăseau în actul decizional, când am văzut cum începe marele jaf al privatizării, că în perioada aia au început băncile, atunci se finaliza prăbușirea Bancorexului, când am văzut, am atras atenția lui Nicolae Văcărui, era prim-ministru. Domnule, te-am ținut până acum 3 ani, prin votul nostru parlamentar, pentru că țara trebuia guvernată și pentru că intuiam cu un instinct politic care de regulă nu prea dă greș, că venirea la puterea țărăniștilor ar însemna dezastrul României și așa avea să și întâmple. Deci am spus după Cărăuie, domnule, noi te-am ținut dezinteresat până acum la putere, prin vot parlamentar, n-am cerut nimica, dar dacă nu asculți opiniile noastre și nu vezi ce se întâmplă, va fi rău și noi facem pasul altfel. Ați ieșit de la guvernare. Și după, nici nu era guvernare, pentru că n-am avut miniștri. Ce am guvernat noi? Multă lume a spus că pentru 3 luni PRM-ul a fost la guvernare. Nu, nu. A fi la guvernare înseamnă să ai membrii plini ai cabinetului. Deci noi n-am avut miniștri. Au fost 3 secretari de stat în domenii neimportante. Și i-am retras până demisie. De ce nu se vede gestul ăsta de mare bravură, de mare curaj al Partidului România Mare, care s-a retras din acea combinație păguboasă? PSM-ul nu a înțeles asta la timp, din vina lui Adrian Păunescu, din păcate, sau lăcomia altora, a stat cu PDSR-ul în aceeași barcă și nu a mai intrat în Parlament. Noi am făcut această mișcare nu pentru a ne salva, dar n-am înțeles să plătim noi o ales parte de alții. Vorbeam de rafineria Teleagen. Acum funcționează la 30% din capacitate. Sunt 12.000 de șomeri. Nu mai sunt decât circa 2.000 de lucrători. Și rafineria Teleagen este de tradiție aproape secular. Rafineria Astra, privatizată de Ioan Nicolae, luată în 2001, erau 2.000 de salariați. Acum mai sunt circa 200 și nu mai funcționează deloc. Ferroemail, privatizat înainte de 1996 de un italian. Am înțeles că ăsta e în pușcărie. Probabil că nu era în combinație cu ei. Nu era luat în avioane de Iliescu și Năstase cum e luat Ioan Nicolae. Nu era sponsorul regimurilor politice și l-au băgat la pușcărie. Erau 1.800 de salariați. Acum întreprinderea e închisă. Mai sunt numai 2-3 pasnici. Însă cea mai gravă situație este cea de la uzina mecanică Plopeni. Prin tradiție de familie, datorită faptului că am un frate care e militar de carieră, general în rezervă și deputat de Prahova. Bosul de Prahova, fratele meu mai mare, așa se scrie istoria, s-a întors lumea cu fundul în sus, eu sunt șeful lui de partid și sunt sublocotenent al armatei române și el este subordonatul meu și e general, dar așa era și pe vremea lui Iuliu Maniu. Maniu a făcut ordine în Viena în toamna lui 1918, când se prăbușiseră toate liniile frontului și putea fi devastată Viena, el a avut circa 5.000 de oameni, ardelenii lui, și era numai sublocotenent în armata imperială austro-ungară. Și a avut foarte mulți generali în subordine, între care și generalul român și baron al imperiului, Ioan Boieriu. Asta am spus-o nu ca să mă asemăn eu cu marele Maniu, care a fost un sfânt degeaba al
acuză unii și alții. Ce s-a întâmplat după aia cu țărăniștii, ăia n-au avut nicio tangență cu idealul acestui om deosebit, care a fost Iuliu Maniu, cum nici mulți din așa zis și liberalii, Patriciu, Muscă și fluturi și alte insecte zburătoare de genul ăsta, n-au nicio tangență cu marele Ionel Ice Brătianu, pentru care eu am un respect desăvârșit. Dar vorbeam de o zi la Mecanică Plopeni și de faptul că eu știu ce fabrica și ce exporta România. Noi aveam cel puțin $1 miliard pe an din comerțul cu armament și era foarte bun, era căutat de toată lumea. Și deodată, din 20.000 de salariați la Plopeni, mai sunt 2.000 care nu fac aproape nimic. Nu au contract. Pentru industria civilă, da. Nu au contracte. Bine, noi am înțeles și am sprijinit și am semnat toate protocoalele care erau necesare pentru înfăptuirea așa zisului consens național ca să intrăm în NATO. Și am fost de acord cu asta, sigur că da. Dar nu am înțeles că suntem obligați să luăm vechiturile Marinei Britanice, cum sunt cele două fregate pentru care s-a dus Iliescu personal și a făcut mare tamtam acolo. Alea sunt niște vechituri, le-am luat pe bani foarte grei, în timp ce statului Chile n-au îndrăznit să-i dea, i-au dat o fregată, mi se pare că englezii i-au vândut o fregată cam cu $13 milioane. Și nouă ne-au vândut cu $50 de milioane. Este cam mult și are 20 de ani. Și că modernizarea armatei române. Păi cum, Doamne, iartă o modernizare cu niște capacități vechi de 20 de ani, când aproape din 2-3 ani se schimbă generațiile de armament, de nave, de avioane. Vedeți bine ce progrese se fac. Noi am fost transformați în piață de desfacere. Și uite cu ce costuri sociale, cu sute de mii și cu milioane de șomeri la nivelul întregii țări, nu numai în domeniul industriei de apărare. România nu mai este o țară, este tratată ca piață de desfacere, de vechituri, second hand. Eu cu mentalitatea asta păguboasă și cu direcția asta criminală mă lupt la ora actuală. Vreau să redau demnitatea poporului român. Da, vrem în Europa, dar vrem cu demnitate, nu în genunchi, nu în zdrențe, nu cu mâna întinsă. Ce a ajuns poporul ăsta? Bătea de joc a tuturor vagabonzilor. Iată de ce vor să mă împiedice cu orice preț să vin la putere. Eu n-am încăzut la nicio înțelegere cu ei și eu știu cum poate fi salvată această țară. Se pregătește, stimați români, o mare fraudă electorală la 28 noiembrie. Așa spun și liberalii. Iliescu nu dă puterea din mână. El nu mai poate candida a patra oară. A avut 3 mandate și alea ilegale. Și acum îl pune pe Adrian Năstase, care e un fel de marionetă, pentru că îl șantajează cu diverse documente, numai într-un amănunte, unele foarte urâte, așa, inclusiv casete video și sunt absolut reale, și îl bagă în față ca să conducă tot Iliescu. Dom'le, dar suntem blestemați să ne conducă omul ăsta câte sute de ani vrea să conducă. Nu vă place, domnul Ion Iliescu? Nu că nu-mi place, dar nu-mi place ce se întâmplă în țară. Păi, dar, dom'le, am înțeles că ne-a făcut să-l regretăm pe Ceaușescu. Dar acum ne face să-l regretăm și pe Constantinescu, domnule. Păi de e rușinea lumii, domnule. Dar el n-a auzit de cuvântul pensie. Dar să se mai ducă și la pensie, domnule, că face rău. El nu face direct. El zâmbește și se bâție ca Fred Astaire. E malagambist. Dar uite cu ce echipă vine. Dan Iosif, Ovidiu Tender, Viorel Hrebenciuc, Ioan Nicolae, Cico Dumitrescu. Tot ce este acolo sunt aparate de făcut bani și de blocat orice acces al țării noastre către revigorare, către reformă adevărată. Și țara e bogată, încă e bogată o țară care numai într-un singur loc, în zona munților Apuseni, la Roșia Montană, are zăcăminte de 800 de tone de aur. Nu 200 de tone, cum s-a mințit, sunt 800. Specialiștii noștri au calculat gramele de aur la tona de steril, și ne dă, per total, această cantitate de circa 800 de tone de aur și peste 2000 de tone de argint. Prin urmare, țara e încă bogată. Avem încă hidrocarburi, inclusiv aici, la voi, în Prahova. Americanii ne-au pozat în satelit de dimineață până seară. Știu ce avem până la o adâncime de 15.000-20.000 de metri. Avem petrol în Prahova, în Dâmbovița
în Buzău, unde am mai fost de altfel. E puțin probabil că rezervele de hidrocarburi ale Mării Sarmate, că aici fusese odinioară în alte epoci istorice, Marea Sarmată. Toate algele, toată vegetația, tot ce a intrat în putreparție la nivel colosal, cosmic se poate spune, a produs aceste hidrocarburi în milioane și milioane de ani. E puțin probabil că au secat. Nu, nu se mai ajunge deocamdată la nivelul de foraj, dar sunt diverse tehnici. Și de asemenea avem foarte mult petrol pe platforma continentală a Mării Negre. Avem 200 de kilometri de litoral de Mare Neagră, mai exact 199. România n-are voie să fie o țară săracă. Păi un guvern, un regim politic care nu asigură garanția alimentară a poporului, ce soartă merită? Unde în lume se mai aruncă bătrâni în mileniu 3 creștini de pe blocuri, perec, perec și să sinucid? Unde în lume își mai dau foc șomerii și muncitorii ca niște torțe vii pentru că nu mai au ce da copilașilor de mâncare? Ce țară din Europa mai are ca noi atâția copii bolnavi de sida și de sifilis congenital? Unde anume au mai reapărut bolile mizeriei când la noi fuseseră eradicate de 50 de ani, tuberculoza de pildă? Astea sunt efectele regimului Iliescu de 15 ani. Și el încă vrea să stea la putere. Vă propun să ne primim într-o scurtă pauză, profesor, după care vă provoc să la un set de întrebări, să aflăm cum va face PRM pe de altă parte și ce părere, să dezvoltați puțin subiectul cu frauda, fiindcă asemenea ideea a fost lansată și de către Alianța Dreptate și Adevăr. Profesor, după care vom reveni alături de președintele PRM, domnul Cornel Vadim Tudor. Am revenit, dragi prieteni, la proces verbal alături de domnul Corneliu Vadim Tudor, președintele PRM. Ați lansat 10 porunci, se spune, în popor. PRM a lansat 10 puncte pe care le va realiza în diferite termene, unele chiar în 48 de ore. 10 termene care au fost ironizate de către adversarii politici. Înainte de a vorbi despre acest 10 puncte, vă propun, domnule președinte Vadim Tudor, să vorbim despre eșichierul politic, despre principalii contracandidați, despre principalele formațiuni care contează la legile de anul acesta. Și anume PRM, Uniunea PSD Plus Pur și Alianța Dreptate și Adevăr. Evident, despre contracandidați, ce părere aveți despre Uniune și Alianță, fiindcă se pare că PRM, toate sondajele de opinie, este clasat undeva la 13-14% la 100 pe locul 3. Minciunile lor. Eu sunt sociolog de meserie și am învățat sociologia într-o perioadă fastă a acestei nobile științe, pe care a prostituat-o între timp mafia sondajelor de opinie, mafie care rulează între 10 și 15 milioane de dolari pe an. Și eu știu ce înseamnă sondaj de opinie. Am studiat cu marii noștri dascăl Miron Constantinescu și Henri Stahl. Niciodată n-am fost detronat de pe locul întâi din 2000 până acum. În 2000 decembrie a fost o mare fraudă electorală. În 10 decembrie 2000, între orele 18 și 20, eu am fost președintele României. Dar, mă rog, s-a băgat o altă dischetă pe calculator, s-au dat alte exit poll-uri, sondaje la ieșirea de la urne, televiziunile erau în mâna lor și s-a dorit să vie Ion Iliescu cu banda lui de răufăcător pentru a treia oară. Pentru că 3 mandate a avut, ca dovadă că a jurat în Parlament de 3 ori. Asta e proba verității. Păi nu e așa? A jurat în 90, la alegerile de 90, ca președinte. A jurat în 92 și a jurat în 2000. Astea sunt 3 mandate. Acum vrea să aibă în direct al 4-lea mandat. Eu sunt pe locul întâi în continuare, am peste 32-33% după un sondaj făcut de americani și care nu se dă publicității pentru că sunt înspăimântați și partidul tot așa este în jur de 30%. Eu n-am obiceiul să-mi subestimez adversarii. Eu îi zdrobesc. Asta e părerea mea. În lupta politică nu sunt menajamente cu arme cinstite. Dar ei vor veni cu fraude, cu furturi și de-aia mă simt dator să avertizez din nou populația de la județ la județ, păziți urnele, păziți secțiile de votare, fiți vigilenți la birourile electorale, pentru că niște indivizi care nu știu altceva decât să fure, vor încerca să fure și alegerile astea, pentru că dacă le vor pierde, vor ieși la iveală dovezile marilor fraude, conturile bancare,
În fiecare an din România se scot peste 7 miliarde de euro și se depun în băncile străine. Asta e vlaga voastră. De-aia nu sunt bani de pensii, de-aia nu sunt bani pentru alocațiile pentru copii, de-aia nu sunt bani de burse studențești, de-aia nu sunt bani pentru spitale, pentru învățământ, pentru infrastructură, pentru cultură, pentru că se fură. Și această mafie, eu am promis că o voi lichida, adică am să-i bag la pușcărie, cu legea în mână și am să le confisc averile. Că mă în 48 întreba, de ore? Dar 48 de ore. V-am 72. Spus, direcția contează, dar sunt zeci de dosare cunoscute. Cunoscute. Blocate în seifuri de magistrați. Blocate la serviciile secrete. Și dosarele alea cunoscute. Și mari evazioniști fiscali. Pentru că în România e evaziune fiscală evaluată la circa 23 de miliarde de dolari. În total. Din banii ăia, eu am propus în programul meu social dublare imediată a salariilor mici, a pensiilor mici, a burselor studențești, a alocațiilor pentru copii și ștergerea urgentă până la Crăciun a datoriilor pe care le au la întreținere cele mai sărace familii de români. Nu e o promisiune populistă aceasta? Nu e populist. Domnule, mai bine populist decât satanist. Nu, vă întreb, domn președinte. Ce e populistul ăsta? Dai de mâncare la populația săritală? Cu ștergerea datorilor, au spus unii chiar aici în Prahova. Adversari politici. Dar cine domne, șterg... Păi da, vedeți, asta e diferența între mine și ei, domnule. În timp ce ei au fost la putere și au alternat 15 ani, noi n-am fost la putere, nu ne-au lăsat să arătăm ce știm. Eu când am putut să fac ceva și n-am fost blocat, am făcut de le-a țiuit urechile tuturor și se minunează și acum. Toți au promis că îl scot pe Ilie Ilașcu din pușcărie. Țineți minte? Să smulge în ghearele Moscovei un deținut politic condamnat la moarte este aproape imposibil. Și eu am gândit strategia așa în vara anului 2000. I-am dat cetățenia română, l-am înscris în PRM, l-am pus pe listele de senator la Bacău pe locul întâi, l-am făcut senator și după aia l-am făcut deputat parlamentar european, membru adunat parlamentar al Consiliului Europei și nici nu-l văzusem pe viu, pentru că el era în închisoare. Și de-abia de pe poziția aia de parlamentar european s-a înduplecat în Moscova să-l scoată. Asta fac eu când îmi pun mintea să fac ceva. Am mai făcut și altele care i-au uluit pe foarte mulți. Nu vedeți că la mine se valorifică mai bine oamenii care nu aveau loc de întors și nu puteau să facă treabă în alte partide, că erau împiedicați? De ce la mine face treabă senatorul Dorel Onaca? Și la PSD nu mai avea loc. Pentru că omul era cinstit, omul știa ce trebuie făcut. Și le strica ploile ălora. De ce la mine face treabă senatorul George Pruteanu? De ce la mine face treabă profesorul universitar, doctor Alexandru Ciocălteu? De ce Leonid Alarie a plecat de la Țărăniș și a venit la noi? De ce încet, încet vin toți românii de valoare la Partidul România Mare? Pentru că aici s-a captat filonul de aur al patriotismului adevărat românesc. Și noi ne iubim țara. Și pe mine mă doare sufletul pentru copiii acestei țări și pentru bătrânii acestei țări. Au promis și alții. Dar cine l-a împiedicat pe Năstase? Cine l-a împiedicat pe Băsescu? Pe Tăricianu? Pe XYZ? Cine a împiedicat în 15 ani de guvernare să facă ce vă promit acum? Dumneavoastră promiteați, domnule președinte, un pic mai devreme distrugerea acestei mafii. Însă știți, și știți foarte bine, există interese, sunt unii mână în mână, cum veți reuși să faceți din justiție, ca justiție să fie independentă, să fie depolitizată, într-adevăr, vrea, în mod real? Se poate, conform prerogativelor și îndatoririlor constituționale. Nu uitați că președintele României conduce și Consiliul Suprem de Apărare a Țării. În situația în care nu ne atacă nimeni, suntem membrii NATO, acest CSAT cu cine să luptă? Care sunt dușmanii de care trebuie apărată țara? Ei trebuie să lupte CSAT-ul cu cele două mari flageluri ale lumii contemporane. Terorismul și corupția. De-aia eu am propus secretarului general ONU, cu care am corespondență, el mi-a trimis o scrisoare foarte frumoasă, Kofi Annan, am propus să declare anul 2005 anul internațional de luptă împotriva corupției. Dar și terorismul e îngemănat cu corupția, pentru că din corupție se fac banii negri pentru rețelele teroriste. Există și un terorist de stat. Ce face regimul Iliescu Năstase? E terorist de stat. Pentru că e genocid.
mor oameni și se depopulează țara. Încet, încet am ajuns la 21,7 milioane de locuitori. Aici deschid o paranteză cu privire la fraudă electorală. Pentru că s-a dat publicități acum câteva zile că sunt 18 milioane de cetățeni ai României cu drept de vot. Care sunt aia 18 milioane? Că nu mai suntem 23 de milioane în total. Suntem 21,7. Un alt aspect al genocidului, pentru că s-a prăbușit dramatic rata natalității și crește rata mortalității, mai ales a mortalității infantile. E cea mai înaltă din Europa, în România. Scădem din 21,7 milioane de locuitori, 4 milioane de copii care n-au drept de vot și ajungem la cifra de 17,7 milioane. Așa e? Scădem de aici 2 milioane de români care muncesc afară. Așa e? Și care să nu-mi spune mie cineva că să bulucesc să voteze. Unde să duc? Mai ales că au avut ei grijă prin distorsionarea gravă a legilor electorale să spună că trebuie să se voteze la ambasadă. Păi un român care este la 10.000 de kilometri sau la 3.000 de kilometri de capitala Americii, nu prea, nu prea să iardă să se ducă. Unde să se ducă? Înțelegeți? Deci drept de vot propriu zis, dacă au vreo 15 milioane de români și care votează, care ar vota în principiu, deci e o marge de 3 milioane de oameni pe care o va folosi marja asta actuala putere. Iată cum voi stârpi corupția. În primul rând că voi crea un nou parchet național anticorupție, care să nu mai fie la mâna puterii politice, a mafiei. La mâna cui va fi? Păi, vă spun eu, va fi subordonat Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Acolo trebuie să fie. Acolo sunt și serviciile secrete. Președintele, prin Constituție, numește directorii șefilor serviciilor secrete. Și slavă Domnului că mai sunt oameni cinstiți în țara asta. Și atâția ofițeri activi care de-abia așteaptă să vină de hac mafiei. Sunt și oameni cu frica lui Dumnezeu, care nu pot să pună mâna pe un nasture, pe un cap de ață, pentru că asta înseamnă frică de Dumnezeu. Te bate Dumnezeu dacă furi. E o poruncă biblică, ce Dumnezeu, că de-aia țara a ajuns în halul ăsta, suntem oaia neagră a Europei. Pentru că România e condusă de oameni fără frică de Dumnezeu. Nu se gândesc decât la burdihanul lor, la averile lor, ale familiilor și clientelei politice. Un nou PNA, prin urmare. Acest nou PNA să-i verifice la sânge pe demnitarii trecuți, prezenți și viitori. Iar fiecare suspect să facă dovada provenienței averilor. Iar averile care nu se pot justifica, și este clar că provin prin fraudă, să fie confiscate. Că mă întreba un isteț la televiziunea română, prezentatorul Marian Boicu, unde anume se stipulează în Constituție cu confiscarea averilor. El îmi cerea să știu pe de rost. Nu e o poezie să știi Constituția pe de rost. Însă i-am zis, domnule, există, stai liniștit. Și pe urmă m-am uitat. Este vorba de articolul 44. Deci bunurile care sunt, uite aici, vă spun, articolul 44 alineatul 9, bunurile destinate, folosite, sau rezultate din infracțiuni ori contravenții, pot fi confiscate numai în condițiile legii. Cine te împiedică să dai o lege specială, conform cu Constituția, să le confiști averile sau marile active de patrimoniu național privatizate fraudulos de care și-au bătut joc? Cine te oprește să le blochezi conturile bancare? Cine te oprește să ai relații și mai bune și transparente cu Interpolul și cu FBI-ul? Și asta face parte de asemenea din programul meu singur, anticorupție. Nu sunt singur. Singur cu echipa dumneavoastră. Sunt milioane de români. Nu, eu... Dumneavoastră vă înțeleg, dumneavoastră vreți să faceți ordine din toate punctele de vedere și o ordine morală. O nouă ordine morală în România se impune. De alminte ne luăm adio și de la țară și de la viață. S-a spus despre dumneavoastră că n-ar fi bine, mă rog, adversarii politici, n-ar fi bine să vină Vadim Dor la președinție, că n-are o imagine, n-are o relație și nicio imagine bună în exterior. Eu? Păi de toate rapoartele astea ale Comisiei Europene despre România nu zic nimic de Vadim Tudor, domnule, zic de regimurile astea demonice, zic de corupție, domnule. Păi uite, ia uite ce se scrie aici într-un raport al Băncii Mondiale. Uitați, stimați telespectatori, o fotocopie în engleză, focalizați-i, apropiați puțin. Puteți? Confirm eu că ce se poate, dar confirm eu că e în engleză. Nu se poate, că... dar nu se poate. Nu se poate, se poate, uitați. Deci aici, și aici este traducerea în limba română. Iată ce se spune
în raportul Băncii Mondiale privind corupția pe anul 2003. Corupția în România este atât de mare încât dacă ar fi redusă la 3%, la 3%, cât este în țările vest europene, deci în limite rezonabile, nivelul de trai al populației ar crește de 4 ori în România. Deci Banca Mondială nu zice de mine că eu n-am fost la putere. Corupția este a puterii, pentru că e vorba și de corupți și de corupători. Așa zisă imagine bună pe care și-o face regimul Iliescu Năstase este și prin coruperea unor înalți oficiali europeni. Unei cunoscute personalități occidentale în anul 2000 i s-au dat suma de $1,000,000 să modifice cu 180 de grade raportul de țară. Unei alte personalități, acum, în, cred că mai 2004, i s-a dat pe aeroportul din Bruxelles, poate nu direct acelei personalități, poate un intermediar, că nu se expune. Mafia e inteligentă, da? Vedeți ce se întâmplă și în filme. Dar s-a dus un emisar al regimului Iliescu Năstase cu o valiză cu 2 milioane de euro. De unde știți, domnule președinte? Noastră șocați și mă uitam la noastră și la alte emisiuni. Păi da, vă spun de unde știți. Șocați respectatorii prin faptul că veniți cu informații noi, informații care nu s-au spus niciodată. Păi da, n-au interes, că spunem până toți. Păi da, vă spun unde e probabilității. S-au schimbat rapoartele de țară pe ultima sută de metri în mod suspect. De unde știți cu 1 milion? Pentru că mi-au zis ofițerii secreți care vin și ne spun nouă, domn. Mafia de la Bacău a dat 1 milion în 2001. Mafia de la Rafo. De-aia li s-a șters datoriile. Acum, sunt răsplătiți. Pentru că, dumne, dar oamenii trăim într-o țară balcanică. Și populația e latină. Oamenii vorbesc. Vorba lui Panfil și Icaru. Ca popor latin avem un spirit criticist foarte acut, foarte pronunțat. Deci știu, pentru că în partidul nostru sunt cel puțin 30 de generali în rezervă și în retragere, și cred că peste 1000 de coloneli. Și oamenii ăștia au relații, pentru că cei care sunt mari active acum au fost crescuți la școlile acestor oameni. Înțelegeți? Și lumea vorbește. Și veți avea curajul, dacă veți ajunge președinte, să cereți dosarele și de la poliție care stau în seifuri. Există benzile. Nu, și benzile, păi și dosarele. Aia. Și să începe să le instrumentați pe doamne, să zic că se facă ordine în România, indiferent domnule, de interesele. Dar ce are cineva naivitatea să sanctifice pe oficialii occidentali? Păi uitați că și-a rupt gâtul fostul premier al Franței, doamna Edith Cresson, pentru corupție. Uitați procesele lui Giulio Andreotti. Păi da, uitați pe Willy Klass, care era cel mai important om de NATO, era secretar general al NATO. Și l-au dat aia afară de nu s-a văzut. Și după aia s-a și prăpărit. De acolo un sistem, noastră știți foarte bine, de zeci de ani, de zeci de ani care funcționează. Să intrăm și noi în sistemul ăsta și să funcționăm și noi. Vrem să fim occidentali? Da, vrem să fim occidentali. Vreau România să intre în Europa cu fruntea sus și să ia cei mai buni din Europa, nu pleava, nu putregaiul, nu șobolanii. Păi vine fiecare infractor care nu-și permite să facă la el acasă, pentru că îl aruncă la zup imediat și vine aici ca Bruce Jackson ăla și zice, vă bag în NATO, vă fac, vă dreg, nu știu ce. A luat 200 de mii de dolari rapid, chipurile lobby, până ordonanță de urgență, m-a înjurat și pe mine pe pagina întâi în adevărul, Hodoron Tronc, acum 2 ani, țineți minte? Nici n-au zis de ăsta, zic, bă, cine ăsta, bă, băiatul lui Bruce Lee? Ce face ăsta, mă, sparge cărămizi cu cotul, face karate, cine-i Bruce Jackson? Combinația dintre Bruce Lee și Michael Jackson. Era un nenorocit, care după aia aranja și afacerea Bechtel. Păi știți ce înseamnă autostrada aia? Brașov-Borș? Autostradă de care avem nevoie? Da, România are nevoie de drumuri bune, de infrastructură, dar nu la costul de 3 ori mai mare decât sunt în lume, inclusiv în America. Autostrada va duce România la costuri de peste 6 miliarde de dolari. De unde banii ăștia? Și cât v-a luat domnul Bruce Jackson de aici? Și cât au luat unii în campania electorală din America de s-au pozat cu bombonel și l-au mângâiat pe freză, ce băiat simpatic e, blond. Nici Năstase nu vă place. Nu plac hoții, domn. Iliescu, Năstase? Nu, mie nu-mi plac hoții, eu n-am nimic particular cu nimeni. Eu iubesc specia umană pentru că e creația lui Dumnezeu și iubesc omul. Din moment ce iubesc un pui de cățel și toate animalele firii, cum să nu iubesc și oamenii? Dar din cauza acestor hoți, pătimesc milioane și milioane de oameni și pătimesc și milioane de români din diaspora. N-are dreptul România să-și facă la ea acasă curată. Nu se poate merge în țara asta decât pe șpagă, pe bacșiș fanariot, pe comision, pe mită.
Mie de ce nu mi-a dat nimeni nimic? Sau au încercat să-mi dea, dar n-am luat. De ce nu se poate spune că Vadim e corupt? Dați-mi o singură dovadă. Și dacă îmi dați o dovadă, mai dați-mi ceva. Dați-mi un pistol să mă împușc. Eu de ce mă abțin? Eu de ce pot să trăiesc în limitele astea normale? Eu și copilașii mei. Vorbeați de recunoașterea străinătății? Păi au ei atâtea titluri academice câte am eu. Uite, acum câteva zile ce am primit din Roma, vă rog să focalizați. Ce este? Deci este înștiințarea de la președintele Academiei Papale, celebra Academie Tiberiană în limba română, e Academia Pontificia Tiberina din 1813, m-au cooptat membru corespondent al Academiei. Și din 1813 până acum, știți cine mai au făcut parte din Academia asta? Compozitorii Rossini, Bellini, Franz Liszt, Ottorino Respighi, scriitorii și filozofii Giovanni Papini, Benedetto Croce, Giovanni Gentile și doi savanți. Și doi savanți, Marie Curie și Enrico Fermi. Deci un român așadar. Poate mai fi fost în istorie. Domnul Băsescu? Nu e domnul. Ce să facă Băsescu acolo? Să le pune flota la aia din Veneția, barca, gondolele. Deci sunt membru corespondent al celei mai importante academii, Academia Papală din Roma, da? Și de asemenea, cu două săptămâni am primit marea medalie de aur Academiei Mondiale Albert Schweitzer, diplomă semnată, o am și pe asta, dacă vreți, deși nu mi-am propus asta, zic, haide, ce să vin. M-am provocat, nu, eu, mă așteptam, nu, m-am provocat eu. Nu mă așteptam să mă provocați. Însă este diplomă semnată de fica marelui savant și teolog Albert Schweitzer, care trăiește în America, pentru că America asta nu e foarte unitară. Sunt oameni și oameni pe acolo. Dar n-a semnat numai a diploma asta. Au semnat-o și patru laureați ai premiului Nobel. Și atunci de ce sunt eu izolat pe plan internațional? A, mă reclamă ăștia. Publică ăștia articole în presa străină. În ce ar consta, așa zisul meu, extremism? Să-mi arate un adversar al meu care mi-a bălăcărit părinții, fetițele, m-a înjurat ca la ușa cortului, cum e nebunul ăla de la Adevărul, Cristian Tudor și nu mai știu cum îl mai cheamă, Popescu. Care n-are loc de... Popescu, nume rar, uitați-mi, da. Așa. N-are loc de mine. Una, două, să leagă de... Dar nici noastră n-aveți loc de el. Da, e o diferență mare. Eu am publicat 20 de cărți și eu am creat o mișcare națională cunoscută în toată lumea. El ce a făcut? Decât a furat averea lui Tinu și a furat averea Scânteii, pentru că patrimoniul ziarului Scânteia era colosal. În decembrie 89, la ziarul Scânteia era mobilier, erau candelabre, era aparatură tehnică, în total un patrimoniu de peste 2 milioane de lei la valoarea aia. 2 milioane de lei, vă dați seama cât putea să fie. Și l-au furat. Prin urmare... Ați pomenit două lucruri. Apar tot felul de porcării împotriva... Ați menționat două nume. Plătite. Dar cine are interes? Cine păi plătește interes? Ca să... Cine plătește presa ca să-l denigreze pe Vadim Tudor? Păi cine plătește presa ca să publice reclame la Petrom, la PSD-ul, Cucare, la Liviu Luca, la Patriciu? Nu, toți. Mafiile trepătrunse. Deci PSD-ul, de PNL-ul, PD-ul? Dom'le, de ce... Domnule, eu n-am mania persecuției și nu pot să zic de toți. Eu vorbesc de hoți. Deci reține, sunt oameni de valoare și în partidele alea, și în partidele alea. Dacă vreți o precizare, care mi se pare necesară. Noi avem ce avem cu infractori. Dar de ce în România Mare și în Tricolorul, nouul meu ziar, nu există nicio reclamă, nicio publicitate? De ce oare? Din vânzare. Dom'le, trăim din vânzare, anumite sponsorizări, facem eforturi financiare deosebite, filialele noastre mai preiau. Dar de ce? Pentru că în cea mai mare parte cei care plătesc asemenea reclame și texte și poze de publicitate cumpără tăcerea presei. Vedeți bine, sunt unele firme și trusturi care nu sunt atacate. Problema în ziarele este binecunoscută la nivel național, da. Păi da, și atunci... Dar eu de ce mă țin bine în șa? De ce, nimeni nu poate să spună, domnule, am dat lui Vadim $1,000,000, cum i-a dat Dinu Patriciu lui Sorin Roșcastănescu de ziua lui acum câțiva ani.
Deci s-a dus de ziua lui, ca în filmele cu mafia siciliană din America, și a dus un fel de cărămidă legată cu fundiță de mătase. Zice, te ți-am un cadou de ziua ta. De unde o știți? O de la serviciile secrete? Știu de la oameni care au participat acolo, do. Se pare că s-a și filmat. Spune... Sunt oameni, presa vorbește, nu? Nu iese fum fără foc. Și când a desfăcut fundița, era $1.000.000, bani gheață. E bine așa? Ați vorbit despre Ion Iliescu, despre Adrian Năstase, despre celălalt contracandidat care contează, și anume domnul Traian Băsescu, ce părere? El e pe locul 3. Deci sondajele reale mă dau pe mine pe locul 1. Cu 32-35%. Peste, variază, de la o zi la alta, nu se poate ști încă, pentru că eu și un procentaj mare de peste 30% de nehotărâți, indeciși, să tem, știți cum este. Năstase este după mine și Băsescu cu mult în urmă, are circa 22%. Deci de asta l-a atacat mai mult pe Năstase în această emisiune, că e pe locul 2. Nu că l-a atacat mai mult pe Năstase, dar Năstase și Iliescu au posibilitatea să fure alegerile, nu Băsescu. Ei organizează alegerile. Deci dumneavoastră aveți informații certe că alegerile acestei alegeri se doresc a fi fraudate, nu că vor fi fraudate. Nu că se doresc. Au și făcut discheta, domnule. Uite să vă arăt. Aveți capital, trebuie să... De ce aveți acolo? Deci uite aici. Deci uite frauda. Deci în ziarul Tricolorul de azi dimineața a apărut, v-am adus printul. Iată discheta cum vor să o bage ei în calculatorul de la BEC duminică 28 noiembrie, unde nu-i mai controlează nimeni. PSD-ul 45? Deci iată. Pe locul întâi PSD 45%. Să nu-mi spună nimeni că românii sunt sadomasochiști. Dacă se nimerezi, domn președinte... Deci după patru ani, după patru ani de dezastru național în care s-a vândut Petromul la niște cârnățari și berari care chipurile au tradiții. Păi câte sonde de petrol are, stimați petroliști din Ploiești? Câte sonde de petrol are Austria? Poate are sonde de bere. Adică dăm o marea companie națională cu aproape 60.000 de muncitori și ingineri și tehnicieni, o dăm la o companie cu 5.000 de oameni. Unde în lume s-a mai pomenit o asemenea nebunie, domn? E jaf mare de tot. Comisiuni 700 de milioane de euro între doi oameni ai cabinetului. Pe unde o știți și pasa, domn președinte? Visez noaptea, domn. Am mesaje, am viziuni, domn. Nu, vă întreb serios. Vreți să divulg sursele și să-i găsiți după aia, să-i împuște ăștia, să-i arunce pe canale? Important e că nu dau nume. Deci nu creez drame. Dar să se știe că știm. Prin urmare, după 4 ani de jaf, PSD 45%, PNLPD 31%, PRM 10%. UDMR 6%. Și aici vă trimit la conferința de presă a marelui maestru al combinațiilor, Viorel Hrebenciuc, pentru că nu putea Iliescu Năstase să găsească un alt hoț mai inventiv decât pe ăsta, de-aia îl și păstrează, și prin el s-a dat milionele de dolari în anul 2001 de la mafia din Bacău, acelei persoane din Occident. Deci în 2 martie 2004, la o conferință de presă a PSD, Hrebenciuc a zis textual, zice, vom demonstra că atâta timp cât e PSD la guvernare, PRM nu va trece de 10%. Există textul. Uitați-vă pe site-ul lor. Deci eu știu bine, îl știu pădoros, că l-am pronunțat de mai multe ori la conferință. Se nimerește, spuneți dumneavoastră. Da, ce? Se nimerește, acum se pupă. Acum se vede exact că ei au dat sarcină să fim aduși la 10%. Vor salva și UDMR-ul, care de fapt are în jur de 4%. Și vor să-l bage de asemenea în parlament. La președinția Năstase, 48%. 48? Că am și vorbit cu el. M-a sunat ieri. M-a ținut 51 de minute de vorbă. Ca să mă îmblânzesc. Multe, nu intru în amănunte, e un secret. Și v-am blânzit? Nu m-am blânzit, nu mă îmblânzește nimeni, nici nevastă mea nu mă îmblânzește. Se rup lanțurile, iubesc prea mult țara asta. Poate îmi vor fura și alegerile astea, dar vor avea mari dureri de cap cu mine și până la Paște va fi o mare revoltă populară în România, pentru că românii nu vor mai rezista. Deci Năstase 48%. Și eu i-am zis, măi, cum crezi tu că populația vă crede pe voi? Deci Iliescu, după 4 ani de opoziție, 96-2000, a avut 34%, în primul tur, da? 34%, da? Și o 28,4%. Deci Iliescu, cu o anumită popularitate, mai mare decât tine, avea 34%, tu după 4 ani de guvernare proastă, ai 48%. Păi cine mințiți voi? Urmă Băsescu 30%, v-am zis, are 22%, Vadim Tudor 10,9%. Mai mult decât partidul. Deci, da. Deci, eu am mai puțin decât am avut în 2000. În 2000 aveam
28,4 și acum, Doamne iartă-mă, am 10,9, dar unde s-o fi dus electoratul meu? La PSD. Așa sinuciga și e să duce cu flori și cu orale la PSD. Nu! Se pregătește o fraudă îngrozitoare. Deci dumneavoastră spuneți că PSD-ul va câștiga și acestea ar fi rezultatele pe care PSD... Alegerile sunt furate de pe acum. La Alianță mi se par plauzibile? Comunitatea internațională va fi revoltă populară în România până la mijlocul anului viitor. La Alianță vi se par plauzibile procentele? Nu, Alianța are... Nu plauzibil. Nu, Alianța PNPD are în jur de 23%. Deci 23, nu 31%. Nu, 23%. Domnul Băsescu? Undeva la 22, spuneți. 22, da. 22%. Spuneți-mi, vreau, președinte, am și eu două întrebări personale. De mult, de vreo 14 ani mă uit la dumneavoastră la televizor, la nivel central. De unde aveți memoria atât de bună? Am aveți? Uitat. Ați uitat? Ați uitat? Da. Fiindcă... Eu am o carte de aforisme care o să-mi apară mâine, a 20-a carte, și la un moment dat am o glumă acolo. Alo, farmacia, dați-mi un medicament împotriva memoriei. Da, am o memorie care uneori nu mă lasă să dorm. Da. Și a doua întrebare... Am avut o mamă foarte cultivată. Tata a făcut seminarul teologic, baptist, ce-i drept. Tata a terminat seminarul, a crescut cu 4 biblii în casă. Și mama era o femeie foarte cultivată. A fost nepoata poetului Șteo Iosif. Era din Șchei Brașovului. Și mama a avut o bibliotecă mare. Eu la vârsta de, cred că până la 17 ani, am citit cam tot ce se poate citi din literatura clasică. Dacă de la 15 ani, eu citeam Balzac, citeam Flaubert, citeam Stendhal, citeam romanul englez, cel despre care Nicolae Iorga îi spunea unui discipol, romanul englez m-a făcut om. Citeam Goethe, citeam Schiller, ascultam simfoniile lui Beethoven, ascultam Mozart. Noi am trăit în cultul valorilor culturii clasice și de-aia vreau să o infuzez tineretului. Voi fi diseară la un post al tineretului MTV la ora 21. Ce dacă nu mă împușcă, dacă nu mă împușcă ăștia până acum. Ce faceți la MTV? Păi m-au invitat. Și vorbiți acolo despre Mozart, despre... Păi aia sunt cu... Nu, voi vorbi și despre hip-hop, să știi. Să știi că știu și muzică tânără. BG Mafia, te-a ascultat vreodată BG Mafia? Da, da. E dreptul lor, sunt copiii noștri. E dreptul lor, ei trebuie învățați să nu greșească. Trebuie dirijați. Eu nu pot să mă prepar că nu există fenomenul ăsta. Dar nu vă place? Nu că nu-mi place, dar e altceva ce-mi place mie. Eu am rămas la Mozart, la Beethoven, la George Enescu. Dar tineretul pot eu să las generația dintre blocuri pe mâna mafiei și a drogaților. Dar lăutarii vă plac, domn președinte. Cine? Lăutarii. Unii, da. A, noi am avut tradiții. Țarii Rusiei, Ecaterina a II-a, a chemat special din țările române niște lăutari. Am scris în doctoratul meu în istorie. Franz Liszt era încântat de Barbu Lăutaru. Iar Mihai Eminescu, care avea o voce de bariton spre bas, avea o voce caldă și un auz absolut, Eminescu, atunci când bea și el un pahar de vin roșu, ca așa se zice, nu vin negru, asta e titulatura exactă, de vin roșu, care am zis că e bun și împotriva diabetului și împotriva bolilor cardiovasculare. Voi aveți aici, la urlați, parcă e. Ăla e un vin foarte bun, am băut și eu. Și la Duhani. Fiți atent. Deci Eminescu, când bea un pahar de vin roșu, cânta și el, eu sunt Barbu Lăutaru, starostele și cobzar. Și el mai avea un cântec preferat, mai turnați-mi în pahare, sunt setos și voi să beu, voi să beu și sunt setos, însă nu-mi împlesc paharul decât de la brâu în jos. Era o glumă a lui. Îmi plac și lăutarii, cum să nu? Avem tradiții extraordinare. În general, eu cred că folclorul românesc este de valoarea unui Shakespeare. Unui Dante, a unui Beethoven. A fost o folclorul românesc și muzical și cel poetic este extraordinar și aici se vede geniul poporului român. Am o întrebare ca parcă am văzut acum 2 ani la Poiana Brașov și nu știu, vă cânta ceva de Enescu la acordeon. Spuneți-mi, vă rog, ultima întrebare, domn președinte, v-aș ruga să răspundeți punctual. Cum se vede Prahova de la București? Din punctul nostru de vedere, atât județul cât și cât mai ales filiala Prahova, la PRM. Din punctul meu de vedere și pe baza datelor geografice și istorice pe care le dețin, Prahova și Constanța sunt cele mai importante județe ale României.
și datorită aglomerărilor mari urbane și s-ar putea ca sociolog să vă spun ca sociolog că s-ar putea în următorii ani să se producă fenomenul de conurbație, adică un fel de unire, un fel de coridor între Prahova și București, pentru că se vor extinde... Să devină București. O periferie a Prahovei, nu? Da, așa, se poate. Da. A, aveți mai multă demnitate decât bucureștenii și ca doare că ați făcut și celebra revoluție de la Ploiești cu Candiano Popescu. Eu iubesc Prahova, este județul lui Caragiale, Caragiale, care e descoperit de mine într-un text rar, în 1910, el scria de la Berlin unui amic, la București, citesc din memorie, sper să nu mă lase chiar acum, sub lumina reflectoarilor, el zicea așa, de când trăiesc aici, în inima Europei, unde este dreptate la tribunal, fiindcă e dreptate și pe străzi. Am învățat că occidentalului trebuie să-i spui, să-i vorbești deschis europenește ce gândești, nu greco-țigănește. Iată de ce e nevoie de parteneri serioși pentru Occident. Nu șmecherii care au învățat 10-15 clișee, valori euroatlantice, integrare, drepturile omului și nu știu ce, și fură și își depun bani în băncile străine. Nu mai avem timp, iar PRM Prahova acum e. E o filială foarte puternică și noi estimăm aici că vom avea cel puțin 2 senatori și 3 deputați. Mă întrebați cum văd Prahova. O văd în perspectivă, o văd capabilă de performanțe mai mari, de redresare, pentru că are o forță de muncă foarte bine calificată, inteligențe umane remarcabile și bogății naturale, însă vorba proverbului românesc, peștele de la cap să împute. Dacă nu e vodă, dacă nu e capul statului, un om cinstit, integru și cu frica lui Dumnezeu, va fi rău nu numai pentru Prahova, pentru toată România. Însă eu cred că s-a încheiat ciclul satanist și de data asta România reintră în planurile lui Dumnezeu. Eu vă mulțumesc pentru participarea în această seară, domnule președinte Corneliu Vadim Tudor. Vă doresc în continuare succes în campanie, în campanie electorală. Seară plăcută! Vă mulțumesc și țineți minte trei cuvinte. Vadim Tudor, președinte. O seară!